Adina Diaconu a avut un start bun în competiția care deschide sezonul concursurilor din acest an. Evoluția foarte bună a impus-o pe podiumul de la Openul Spaniei, sportiva de la CSM Slatina, obținând medalia de argint. Sportiva noastră speră să continue în același ritm și să-și îmbogățească zestrea de medalii. Am avut un parcurs destul de bun, chiar și în proba de seniori, unde am pierdut în turul 2 pe tablou la o sportivă din Singapore cu scorul de 4-3. Un meci foarte strâns, iar pe tabloul de sub 21 am jucat chiar și cu două sportive românce. Mi-a fost foarte greu pentru că, fiind la un concurs internațional, nu vrem chiar să ne întâlnim noi între noi. Totul a fost după cum mi-am plănuit, pentru că m-am antrenat foarte mult în luna ianuarie și sper să fiu cât mai pregătită pentru concursurile care urmează. Tenisul de masă slătinean a fost reprezentat la Openul Spaniei și de Irina Ciobanu. Sportivele legitimate la CSM Slatina, antrenate de Petre Arnăutu, a reușit să-și confirme valoarea, obținând rezultate deosebite. Fetele au avut o comportare foarte bună și spun asta pentru că Adina a reușit un rezultat deosebit la tineret, la sub 21 de ani, câștigând medalia de argint. A fost învinsă doar de o sportivă din Japonia. Același Open am avut-o pe Irina. Ea a reușit din nou un rezultat foarte bun, clasându-se în primele 8 la acest Open, la proba de simplu, acolo unde a fost învinsă doar de o sportivă tot asiatică din Singapore, de sportivă tot foarte bună în clasamentul mondial. Tenismenele slătinene vor avea în perioada următoare o serie de competiții. Adina Diaconu a plecat deja spre Portugalia, unde urmează să evolueze, urmând ca la finalul acestei luni să intre în competițiile pentru titlurile naționale, iar mai apoi să participe la europene.